În ultimii ani, Consiliul Județean, instituție condusă de președintele Aladin Georgescu, a reușit să atragă investiții importante pentru județul nostru. Astfel, în cursul zilei de ieri, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, primarul Ioan Giura, alături de președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a semnat contractul de finanțare pentru înființarea rețelei de canalizare pentru localitatea Lunca Banului, localitate componentă a unității administrativ-teritoriale Strehaia. Încă o dată, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a reușit să schimbe fața județului prin investițiile făcute de acesta, Mehedințiul fiind într-un amplu proces de modernizare, reabilitare și dezvoltare. Astfel, în cursul zilei de ieri, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, a fost semnat un important proiect pentru înființarea rețelei de canalizare pentru localitatea Lunca Banului, localitate componentă a unității administrativ-teritoriale Strehaia. Primarul orașului Strehaia, Ioan Giura, este extrem de încântat de buna colaborare cu autoritățile județene. Acesta depune eforturi uriașe pentru ca locuitorii din întreaga zonă să beneficieze de cele mai bune condiții de trai. Am reușit astăzi să semnăm un contract important pentru comunitatea noastră, un contract finanțat în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență, o finanțare în valoare de 3,7 milioane de lei pe baza unei cereri depuse de Primăria Strehaia în urmă cu un an de zile, într-un proiect care înseamnă înființarea rețelei de canalizare pentru localitatea Lunca Banului, localitate componentă a unității administrativ-teritoriale Strehaia. Spun că este un proiect foarte important, ținând cont în primul rând de criza de apă, deja începe să-și facă simțite efectele pretutindeni, și în altă ordine de idei, pentru că este un proiect cu o valoare mare care reușește să împingă înainte investițiile din Strehaia. De altfel, Primăria Strehaia are finalizate în această etapă toate proiectele pentru rețelele de apă și canalizare, proiecte care presupun înființarea acestor rețele pe toate străzile orașului, acolo unde nu există, și pentru toate satele și localitățile componente. Sperăm ca în continuare, pentru perioada imediat următoare, să identificăm resurse de finanțare și pentru celelalte proiecte pe care deja le avem finalizate. Ne bazăm pe sprijinul Consiliului Județean, pe sprijinul președintelui Consiliului Județean Aladin Georgescu, care iată astăzi este alături de noi, împreună cu care probabil vom reuși să identificăm aceste resurse, să exploatăm oportunitățile viitoare de finanțare și să ajungem în etapa în care fiecare gospodărie să aibă rețea de apă și rețea de canalizare acolo unde se pretează. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, își dorește ca județul ce îl conduce cu succes să fie într-o continuă ascendență, acesta atrăgând fonduri europene pentru dezvoltarea întregii zone. L-am însoțit astăzi pe domnul primar al orașului Strehaia, domnul Ioan Giura, la Ministerul Mediului pentru semnarea unui contract de finanțare prin PNRR pentru un proiect foarte important pentru comunitatea din Strehaia, în concret pentru locuitorii satului Lunca Banului, și anume proiect de finanțare a unei rețele de canalizare, fiindcă era neapărat necesară în condițiile în care anterior, printr-un proiect finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2, s-a finanțat introducerea rețelei de alimentare cu apă. Îl felicit pe domnul primar pentru semnarea acestui contract, îl felicit pentru tot ceea ce face în a atrage fonduri europene și fonduri guvernamentale în orașul Strehaia. Între noi și între instituțiile pe care le reprezentăm este un parteneriat mai vechi, ne-am consultat, ne-am ajutat ori de câte ori a fost nevoie pentru a accesa fonduri atunci când au fost astfel de oportunități și pentru a pune lucrurile la punct în orașul Strehaia. Cât de importante sunt astfel de proiecte pentru dezvoltarea județului nostru? Evident că sunt foarte importante. Nu poți să ridici nivelul de trai al mehedințenilor în condițiile în care nu investești în infrastructura de transport rutier, în infrastructura de apă și apă uzată, în iluminat public, în modernizarea de școli. Nu poți să ai pretenția să-ți vină investitori în județ atunci când nu ai drumurile puse la punct și când nu ai rețea de apă și de canalizare. Tocmai de aceea, pentru noi și la Consiliul Județean Mehedinți,
instituții și la primăria orașului Strehaia. A fost foarte important, de când am preluat mandatele, să găsim toate oportunitățile de finanțare și pentru a aduce cât mai mulți bani în județ. Cel mai important obiectiv pentru președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, rămâne creșterea calității vieții pentru toți mehedințenii, indiferent de zona în care locuiesc, astfel că toate proiectele urmăresc să genereze un impact pozitiv la scara întregului județ.